Bună ziua, începem ședința Consiliului Local de astăzi, 25 a 5 a 2018, cu... dau cuvântul domnului secretar pentru a efectua prezența. Numărul total de 11 consilieri, sunt prezenți 9 consilieri. Lipsesc doamna Sandu Maria și domnule Mășelan de Itagoș. Condiții? Putem... Așa. Dau cuvântul domnului secretar pentru a supune la vot procesele verbale de la ședințele anterioare. Cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din 27.04, aveți o obiecție? Atunci supuneți la vot, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumim. Unanimitate. Deci doamna Sandu este alături la... Da. Acum, vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Mai am un proces verbal al ședinței extraordinare din 11 mai. Aveți obiecții? Nu. Nu? Cine este pentru? Unanimitate. Da. Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2018. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări transportului cadrului didactice care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Vr. 1 Sarata. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Doamna primar Irina Argatu solicită suplimentarea ordinei zi cu un proiect de hotărâre. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI, ISA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect pilot, sală de educație fizică școlară din sat. Sarapta, comasată rezultatul. Să pun la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Da, mulțumim. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-august 2018. Da. Dacă sunt propuneri... Domnul președinte, faceți dumneavoastră. Eu propun pe doamna Psecaro Elena. Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt. Suprim la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contract de transport cu cadrul didactic care își desfășoară activitatea pe la școala gimnazială Vr. 1 Sarata. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect, de contract făcut pe luna martie. Da, așa. Deja iau un cont, doar cât trebuie aprobat de consiliul. Da. Dacă nu sunt probleme la acest proiect, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3, la suplimentarea. Așa, proiectul numărul 1, la suplimentare, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect pilot, sala de educație fizică școlară din sat, Sarapta, cum la Sarapta. Da. Dacă sunt probleme pe lângă acest proiect, întrebări, să vă... Știți că a fost vorba de sala de sport de aici, din la școală, din sala de clasă 5-8. Inițial, ce este prevenit acolo sunt doar 603 metri. O trebuie să facem așa pentru încât să aducem la 900 de metri, pentru că este minim. Și ei au proiectul pilot, care trebuie să aibă suprafața necesară de... de a fi construită. Pe timpul de deocamdată eu o să merg săptămâna viitoare să vedem în funcție de cei de la curtea de puncte cum o să plec la București spre dau amplasamentul și o să puteți că ei o să facă proiectul tehnic, avizele o să se scoate. La amplasament va fi la școală, lângă școală. Diferența este tot din domeniul public. În domeniul public ne ducem până la sfat. Unde vi s-a venit? Unde vi s-a venit? Față școală. Față școală. Terenul din fotbal de acolo. Terenul de fotbal se face sala. La școală, în fața școlii. Ca să ajungem un pic spre dreapta, spre biserică. Nu are nicio legătură cu terenul unde era căminul înainte. Nu are nicio legătură. Cu școala. Deci aici, în fața școlii. Fața școlii e noi, adică din stânga. Este terenul, nu e propriu. Nu mai știți cum e, că tot au fost discuții.
Dacă mai sunt probleme legate de acest proiect, vă rog, dacă nu, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă, abține nimic. Dacă probleme, la diverse, dacă sunt probleme, vă rog. Ce mai sunt din desfătare? De asfaltare au rămas doar 3 firme în care au participat la licitație și au depus ofertele și acum așteptăm să facă evaluarea, să vedem care va fi firma câștigătoare. Dar cine face evaluarea? Este o comisie, avem chiar un contract cu firmă de la Iași și este și expert cooptat din exterior. Deci nu facem noi verificarea, va fi o comisie care verifică fiecare ofertă în parte. În legătură cu vizita doamnei prim-ministru din săptămâna asta, din luni, s-au obținut cumva sacuci de centura asta? Știți ceva mai amănunțit? Se cine spre 5 iunie să dă... Avem ministrul din Bacău, s-a aprobat prin Bardean și partea cealaltă și prin Târgu Neamț, adică oricum. Dar nu s-a discutat nimic vis-a-vis de centură, mai multe probleme. Era în piramida voastră. Da, da, am văzut. Și în rest, mai mult. Am înțeles că dacă se fac o testație, iasă o sumă. În schimb, pe partea asta chiar nu era nimic. Într-adevăr, până la licazii, e greu, dar de acolo te duci până... Contestația, dacă de ce câștigă tu, să nu câștigă tu. Mult mai ușor ca pe partea asta. Deci mie îmi spunea ceva, Iurea, să duci pe autostradă prin Brașov, nu la București. Pentru noi ar fi bine dacă s-ar face centura. Centura, chiar era pe în august Bacău va fi blocat. Deci nu o să mai putem circula în august, din cei din țară. Și acum e greu, dar în august... De la 4, dacă vine... Dar de când drumul pe aici e pe la noi, așa la pe aici e pe la... Deci aici am văzut și chiar am văzut și un articol cu ziarele astea. Se merge cu bicicleta. Ai trece la cuvări, au participat vreo 5 firme, dintre care și Umbrărescu, din câte am auzit și... Sperăm că... L-am înțeles până la urmă. Dacă vreau văzut postul de bicicleta, să simt un lucru. Da, trebuie să facem noi drum de la Salcâmii direct. Asta e județeanu? Până la Paraseacu, nu? Nu! Nu! Noi, la Iași, la Iași, e sus, la Omai! E la Păun! Era un eu sunt proiect! De ce nu merge? De ce nu merge? De ce nu merge? De ce nu merge? Pietruiești? Da, să faci pot! Facem bam! Și s-ar două pot! Dar se poate, pe aici se aștigă toamnă, să mă trebuie de lucrurile la una! E făcut agricole, iar eu știu cum e costă de agricole! Adică e drum agricol, adică e drum direct. Direct, adică pe ei jumătatea. De la sarcina direct, care este la Răuștiu. Pe ei este la Răuștiu. Care este la Păun. Deci dânsa a spus. Adică e mult de răspuns. Ea se vede să arăt. În timp, asta nu a făcut acesta, nu a făcut acuma de asta. Dar nu face și la situație, la momentul respectiv. Ce poți să iei? Haideți să vorbim pe rând, totuși, că nu se înțelege nimic. Doi câte doi vorbim. Stăm degeaba, pierdem vreme. Deci eu nu înțeleg ce probleme ridicați acolo, nici ei. Da, noi am zis că e drum comunal, să fie drumul nostru. E drum de exploatare. Este trecut drum de exploatare. L-am depus pe măsura 1, 2, 5, pentru că noi nu avem bani cu ce să facem din bugetul local. Și atunci, faptul că nu au fost îndeplinite condițiile în 2011, nu am putut accesa și deci nu, mai cu ce face acel drum. Doar dacă se mai, dacă mai deschide vreo acțiune, tot pe drumul de agricol. Să-l actualizăm, bineînțeles. Să-l actualizăm pe cel care l-am avut atunci și să-l depunem iarăși pe fonduri europene. Da, vom avea vedere, oricum eu. Și să mai insistăm la Consiliul Județean, poate. Poate? Să mai insistăm la Consiliul Județean să facă asta de la Vieță Coman până la Valea Seacă. Și să facem ceva pentru cinci. Să insistăm, adică mai des. Eu cred că se insistă destul. Mai cu topeu, mai un plastic. Dacă uiți în jurul comunilor din Sărata, o să vedeți că nu este ceea ce e la noi. E adevărat, e adevărat. Dar... Deci atunci vezi că nu se degeaba. Nu, nu, adică... Se insistă, suficient. Da, da, de unde începe municipiul Bacău? Acum știu. Știam că. Știam că ai graniță. Știam că e cei care nu știam. Da, dacă mai sunt alte întrebări? Da. Da. Mai sunt. Vis-a-vis de curățenia în comună, că am văzut băieții astăzi, cei de la
Pasă 16? Nu, lucrătorii. Pasă 16. I-ați văzut așa scos din zona aia, dar sunt și băieții zilnic. Eu știu, dar trebuie să sensibilizăm cetățenii, fiecare locatar, să-și facă în fața curții curățenii, dar e normal să ne trebuie mai asta e îndatorirea domnului Vici, el trebuie să certe cu nu, nu, și am dat așa și pasilier. Ne-am dat așa și pasilier. Domnul Cazac, și dumneavoastră și pasilier. Prin zona când treceți, trebuie să informați oamenii. Dom'le, fă-ți curățenie la poartă. Da. Și eu spun... Păi ce mai vrea așa asta? Cum zice aici în alea? Nu, dar eu îți asum. Uite acum am trecut când vin, când vin Tijor, păi până la biserică. Păi da, și tot ce faci aici. Așa îți fac ducă să Maria, Maria lui Coman. Eu fac la mine, dar nu vă spun. La Bursul, zic, la Talapu. La Talapu, da. Băi, de la Emil, la Deal, până la Pădural, acolo. La furnic, nu mă da. Și podul ăla trebuie desfundat la Dalacu acolo, pentru că dacă vine o ploaie puternică, iar la fiecare ploaie, iarăși trebuie să faci balastare, da, când ai un pion, îi duci morții. Problema cu podul de la Ciușmea, care am înțeles că și doamna Șoșa a depus-o răd, din momentul când s-a făcut podul ăla, s-a făcut pentru anumite greutate să treci acolo. Dar nu s-a pus niciun semn. Dacă se întâmplă un accident. Dar noi trebuie hotărârea Consiliului Local și nu numai atât. Trebuie să facem adresă la poliția rutieră ca să primim avizul. Nu putem pune noi semne de circulație așa cum vrem. Nu înțeles. Deci nu e o reclamație. Problema este că dacă mâine se întâmplă, noi suntem Consiliul Local cu primăria. Și cine a construit podul? Cine a construit podul? Nu știu ce-a cu căruța. Cine a făcut un bine la comună. O să facem adresă la poliția rutieră. Facem adresă la poliția rutieră. Eu sunt sincer să facem o expertiză. Pentru că nu putem spune că noi spunem mai puține decât 2-3 toni. Deci facem expertiză la acel pod. Facem expertizarea care costă niște bani. Și după aia să putem să punem un indicator acolo. Nu se poate oricum. Ei, domnul Șoșu a spus să punem un indicator 3 toni jumate. În cază, fie Dumnezeu să... Nu poți să-l pui, bă, cu oară. Nu, că treceau... Să faci expertiză, domnul Mege. După ce făcute expertiză. Nu trebuie să punem un indicator neapărat gen circulație. Da. Se poate pune o plancartă, acest podeț nu este pozitiv. Trecerii, utilajul mai mare de ce știu. Da, domnul, da. E scris, care e problema? Intervine partea aia la altă. Proprietare, nu, cetățenii în zonă de acolo, stați o mașină de liber, stați ceva. Să vină de partea cealaltă și să vină cu mașina goală să treacă. Deci este, are o altă... Da, 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 nu, este un pic amenizat. Podul ăsta, dacă în cazul se întâmplă ceva, este plăcuța acolo. Deci nu trebuie neapărat standardizat. Ok, oricum știm, am luat la conștiință. Da, mai sunt altceva. Mai sunt altceva, probleme numai. Declară închise lucrările în ședințe de astăzi. Vă mulțumim. Bună ziua.